Ei, dragilor, l-am împachetat în fărâmișe și îl punem la fiert. Aici, dovlecei, o să le vină rândușilor, castraveciorii și, bineînțeles, aici avem ciupercile care le punem la prăjit. Doamne ajută, vă rog din suflet, cum spun de fiecare dată, răspundeți-mi la întrebări, cum faceți de porumb, cum faceți ciupercile, cum faceți bureții, orice găsiți, fibile, și scrieți-mi în comentarii, vă rog din suflet, din ce țară mă urmăriți, foarte important lucrul acesta, și vă rog din suflet, cum spun de fiecare dată, vă rog o abonare, o distribuire și un comentariu. Doamne ajută, numai bine. Ciao, ciao!